Caz halucinant în județul Iași. O femeie a stat în casă timp de o lună cu soțul ei decedat. Vecinii și rudele cred că a făcut asta ca să-i încaseze în continuare pensia. Acum are dosar penal și se așteaptă rezultatele necropsiei pentru a se afla cu exactitate când a murit bărbatul. Eu am crezut că el doarme, că avea un somn de numa. Abia a doua zi mi-am dat seama. Este explicația femeii din comuna Scânteia în legătură cu moartea soțului ei în vârstă de 72 de ani. Vecinii susțin însă altceva. Foarte bolnav, bărbatul era imobilizat la pat din cauza diabetului, în plus era și supraponderal. Nimeni nu știe cu exactitate când a murit, pentru că femeia nu a spus nimănui. Totul a ieșit la iveală când o vecină a vizitat-o, a simțit un miros puternic în casă și a dat alerta. Mai sunt și săteni care îi caută scuze vecinei lor. Alții nu o cred în ruptul capului și spun că femeia a ascuns totul ca să mai încaseze niște bani de pe urma soțului. Polițiștii fac acum anchetă. Femeia a fost dusă la Institutul de la Socola pentru expertiză psihiatrică, relatează PrimaNews.ro.